Paturile de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu ar putea fi prevăzute cu un sistem modern de avertizare. Pentru a se efectua acest lucru a fost făcut un contract atribuit deja unei firme de specialitate. Sistemul va funcționa în toate secțiile existente în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Astfel se dorește scurtarea timpilor de intervenție precum și un act medical mult mai eficient decât până acum. Proiectul este în fază finală. Sistemul de avertizare pat bolnav este o lucrare de investiții. Execuția lucrării de modernizare cu sisteme moderne de avertizare va începe în luna aprilie. Deja toată documentația privind contractarea lucrării este în faza finală. De, deci probabil preconizez eu că... Execuția lucrării va începe undeva în cursul lunii aprilie. De ce, de ce ne-am hotărât să includem pe lista de investiții această lucrare? Pentru că a fost o cerință la acreditare, se impune acest lucru, este un sistem modern de avertizare la patul fiecărui bolnav. Licitația în valoare de 413.520 de lei, fără TVA, a fost câștigată de o firmă ce va avea obligația de a asigura serviciile de proiectare, asistență tehnică și de a executa toate lucrările presupuse de proiect. După instalarea sistemelor de alarmă respective, Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu va deveni singura din cele 8 unități medicale care va beneficia de un astfel de proiect.